Pe 22 iunie s-a desfășurat prima probă scrisă din cadrul evaluării naționale a absolvenților de clasa a 8-a la limba și literatura română din sesiunea anului curent. Au fost prezenți 4.745 de candidați. Niciun candidat nu a fost eliminat. Subiectul și baremul de corectare pentru proba de limba și literatura română a fost publicat de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație pe site-ul subiecte.edu.ro la ora 15. Următoarea probă scrisă la matematică va avea loc joi 24 iunie. Primele rezultate vor fi afișate marți 29 iunie până la ora 14 în centrele de examen. Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se regulamentul general privind protecția datelor personale. Mai exact, vor fi utilizate coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților pe bază de semnătură de primire la prima probă susținută. Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă 4 iulie. Absolvenții învățământului gimnazial, care în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare, carantină sau care din alte motive justificate au certificat medical că nu pot finaliza sau participa la probele de examen, pot susține aceste probe în etapa specială programată în perioada 5-12 iulie, precedată de etapa de înscriere 28 iunie-2 iulie. Dacă aceștia au participat la una sau mai multe probe de examen, dar nu au putut finaliza examenul, li se recunosc probele desfășurate în perioada 22-25 iunie a anului curent.